Salut! În această lecție, în acest tutorial, vă voi arăta cum să dezinstalați o aplicație, un soft, un driver de care nu aveți nevoie. Ați instalat o aplicație ca să vedeți cum funcționează și aceasta nu funcționează exact cum v-ați închipuit și vreți să o dezinstalați, să o ștergeți, cum s-ar zice. Pe pur și simplu ne ducem în bara de start, în Windows 10, ne ducem pe iconița Settings. Ne ducem pe aplicații, așteptăm să ruleze toate aplicațiile care au fost instalate și aici o să vedem ce aplicații avem noi și nu ne folosește. Aplicațiile sunt instalate în ordine alfabetică. Începe cu cifre, de fapt cu numere, după aceea în ordine alfabetică cu litere. Bun, și de exemplu, aceasta este o aplicație, un joc instalată de Windows atunci când am instalat acest Windows. Automat a instalat și aceste aplicații și am dat click pe ea și mi-a apărut odată Move, mută sau dezinstalează. Uninstall. Încă o dată, uninstall. Unele aplicații o să vă întrebe, doriți să păstrăm setările cu preferințe, settings, preferences pentru mai târziu și putem să zicem da sau nu, depinde. Dar dacă zicem da, o să ne ocupe totuși niște memorii în calculator. Și este bine să dezinstalăm aplicațiile pe care nu le vom folosi pentru că sau jocurile, pentru că acestea iau din memoria RAM-ilor, memoria cu virgulă care gândește. Viteza, da? Viteza cu care gândește calculatorul, cât de repede citește o informație. Și asta este tot o aplicație, un joc nefolositor care îi dăunează. Și așteptăm până dispare. Și asta este tot așa. Mai avem o opțiune. Dacă nu găsim aplicația, jocul aici, pentru a dezinstala, da, putem pur și simplu, deci ieșim de aici și, de exemplu, să presupunem că vrem să dezinstalăm Windows Updater. Un moment să focalizez. Încă un moment să micșorez luminozitatea. Bun, și acum când dăm click dreapta pe el, ne ducem până jos, proprietăți. Deci acesta este doar o explicație a lui, deci nu o să ștergem chestia asta. Și ne ducem la target, ținta, da? Unde este el instalat. În partiția C, Windows, folderul, Windows 10 Upgrade, alt folder, Windows. Bun. Ne vom duce acolo. Un moment. Da, până aici. Copiem chestia asta, click dreapta, copy. În cazul în care nu putem dezinstala aplicația, acesta e doar un exemplu, nu o să șterg chestia asta. Doar vă arăt cum puteți intra în folder și acolo puteți găsi uninstall. Ne ducem mai sus, ștergem ce e aici și dăm paste la țintă. Enter. Ei bine, și aici ar trebui să avem un uninstall. Dar fiind un upgrade, ceva care ne ajută calculatorul,
nu are uninstall. Trebuia să aibă un folder, un fișier din acesta, dădeam click, scria uninstall și ne ajuta să dezinstalăm aplicația. Asta în cazul în care nu apare în sistem, în settings apps. Și cam asta a fost.